și foarte actuală. Suntem în seara asta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Însă până să vă invit să deschidem Biblia, vreau să vă povestesc câteva lucruri. Sunt în sală persoane care n-au prins în viață, adică Domnul le-a dat viață după anul 2000. Însă eu m-am născut, ca mulți dintre dumneavoastră, înainte de anul acesta, chiar înainte de secolul 21. Da. Fac parte dintr-o generație care am prins trecerea asta între secole și am prins isteria aceea din jurul anului 2000. Vă mai aduceți aminte? Toată lumea se întreba cum va fi, ce va fi. Deja începuse era asta a digitalizării, a informației amplasate în rețeaua asta de internet, da? Însă nimeni nu știa ce va fi după. Se credea că vor fi tot felul de crize, de colapsuri. Eram astăzi și am căutat așa, am vrut să văd cum gândeau oamenii atunci, anul 99-2000, și am găsit că fix în perioada aceea se difuza pe programele de televiziune un clip făcut încă din perioada ceaușistă, anul 1976, TVR posta un clip în care un grup de copii cânta melodia de cincă din 1976, noi în anul 2000. O știți, da? Și în acel clip, bine, nu erau în spate niște televizoare pe care să se posteze tot felul de imagini, ci Iurie Dariu, un actor, da? Cu un marker desenat pe niște coli, da? Cam cum va fi în anul 2000. Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, vom face ce am văzut cândva, toate visele îndrăznețe, cum faptele vom preschimba, vom fi meșteri iscusiți, să vă facem fericiți pe voi, părinți, ce veți fi la a doua tinerețe în anul 2000. Da? Bine, și unim patriotic la data aceea. Suntem la 20 de ani, iată, de la acel moment. Eram un copil, un licean în anul 2000, acum nu mai sunt de mult nici copil, eu sunt așa în suflet. Am început un an împreună. Suntem strânși la oaltă, în ceea ce numim Biserica lui Dumnezeu, în locul acesta. Și vreau să împărtășesc câteva lucruri pe care le frământ în sufletul meu și nu doar eu, ci lumea, creștinătatea, le frământă mai voalat sau mai pe față vis-a-vis de tot ce înseamnă anul 2020. Nu spun că are vreo încărcătură aparte, dar poate avea. Pare că atunci când te apleci în stânga, în dreapta, fie că vorbești de mediul social, fie că vorbești de mediul politic, fie că te referi la mediul religios sau educațional, anul 2020 poate să îl aducă pe Dumnezeu mai aproape. Pare că, prin lucrurile despre care vreau să vă povestesc un pic în ocazia asta, istoria se precipită. Asta nu trebuie să ne îngrijoreze, ci ar trebui să ne bucure că momentul mult așteptat, nu doar de noi, ci de profeții din vechime, de oameni care au trăit înainte de noi, de părinții și bunicii noștri, e pe care să se întâmple. Întâlnirea cu Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Cine așteaptă în anul acesta? Ce va scrie Dumnezeu pe firul de istorie anului 2020? Ce va aduce viitorul? M-am frământat mult ce să vă spun în seara asta. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte. Iar după ce am să vă povestesc câteva lucruri, vreau să deschidem Scriptura pentru că vreau să rămână cu mesajul lui Dumnezeu. Ați auzit de mișcarea vestelor galbene? Nu doar că ați auzit, ați și văzut. Ce este mișcarea asta a vestelor? Sindicaliștii în față.
Sindicaliștii din Franța. Pe aproape. Ne referim strict la Franța. Franța anului 2018, mai precis. În Franța, acum 2 ani, administrația a crescut prețurile la combustibili. Da, ce, la noi de câte ori nu s-au mărit prețurile la combustibil? Doar că acolo oamenii au reacționat foarte vehement și scumpirile astea n-au fost deloc mici. După ce s-au crescut prețurile la combustibil, vesta galbenă, ce e impusă prin lege în Uniunea Europeană oricărui șofer, trebuie să porți 2 astfel de veste de autoturism, astfel în caz de avarie să poți îmbrăca această vestă, să te faci vizibil. Vesta galbenă a fost îmbrăcată și a fost aleasă drept fir unificatorul, un apel la arme. Și oamenii au ieșit în stradă, nu doar sindicaliști. Muncitori, profesori, studenți au ieșit în față pentru a protesta. 17 noiembrie 2008 au urmat nu doar proteste și demonstrații, ci protestele astea s-au transformat în adevărate revolte, cu arestări, cu bătăi, cu lucruri urâte. Știți că avem noi o expresie românească, ce n-a văzut Parisul. Când spunem asta, la ce ne referim? Ce n-a văzut Parisul acum? Da? Un oraș așa de vis, transformat în ruină aproape. Nu în ansamblul lui, dar pe alocurea. Consecințe, vestele galbene au câștigat atenția internațională. Așa se face că protestatarii din mai multe zone ale lumii și-au dat mâna și-au folosit, dacă vreți, simbolul ăsta al vestei galbene. Am văzut și pe la noi prin țară oameni îmbrăcați în veste galbene ca să protesteze. De atunci, să știți, frații mei, Franța fierbe. Fierbe ea de mult. Dar știți cum este oala sub presiune? Fierbe și n-auzi nimic. Dar la un moment dat, când deja clocotește, ce se întâmplă? Face zgomot. 9 ianuarie 2020, sute de mii de persoane au ieșit în stradă ca să protesteze, protestau încă de anul trecut, vis-a-vis de planul administrației Macron ca să reformeze sistemul de pensii. Nu vă spun noutăți, poate sunt lucruri pe care dumneavoastră le-ați văzut la știri, le-ați citit în presă, dar Franța fierbe, să știți. Și când spui Franța, deja în lumea creștină, chiar politico-religioasă, dacă ar fi să ne referim, capătă conotații apocaliptice. Criza socială, să știți că este fără precedent în țara asta. Și sunt acolo niște consecințe care, pe termen mediu și lung, trebuie să ajungă un punct culminant. Criză politică în Spania. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că de luni bune, Spania nu are guvern. De 3 ani încoace, în fiecare an, au fost alegeri anticipate. Și acum au încercat un vot în Parlament ca să aibă majoritate. Nu se pun de comun acord, sub nicio formă. Și aduceți-vă aminte că tot ceea ce am numit noi criză economică în partea asta a lumii, știți de unde a pornit? La noi în Europa aici? Cam de prin Spania. Și să știți că lucrurile se precipită și nu sunt deloc cum trebuie în Spania. Mai fac un pas. Fenomenul Greta Thunberg. Ați auzit de Greta Thunberg? Cine n-a auzit, ca să știu cum explic? Este născută după anul 2000, 3 ianuarie 2003. Are 17 ani la momentul acesta. Era sfârșit de luna august, început de luna septembrie 2018, când cu ghiozdanul plin cu cărți, ocolește drumul pe care mergea de obicei la școală,
Se duce în fața Parlamentului, așează ghiozdanul jos, ia o pancardă cât ea de mare și scrie grevă pentru climă. Două săptămâni a făcut lucrul acesta în fiecare zi, astfel încât să atragă atenția adulților, atenția politicienilor vis-a-vis de schimbările climatice. Fac asta pentru că nimeni nu face nimic, spunea ea. Aș vrea ca politicienii să prioritizeze și să se concentreze pe problema schimbărilor climatice și să o trateze ca pe o criză. Așa a început. Ulterior, alături de ea, au început să mai iasă colegi de clasă, chiar profesori de la școala unde ea învăța, și tot protestul ăsta împotriva schimbărilor climatice a căpătat amploare de nedescris. Protestul Gretei a prins scânteie astfel încât revolta tineretului global față de indiferența, dacă vreți, a politicienilor, a adulților vis-a-vis de problema asta a poluării a căpătat cote de neimaginat. De exemplu, ea fondează și conduce mișcarea Greva Tinerilor pentru Climă. 15 martie 2019 a fost cel mai mare protest al tinerilor din istorie. Peste 1700 de greve școlare în peste 150 de state ale lumii. La noi n-a fost atât de mediatizată că n-au prea ieșit oamenii în stradă pentru chestia asta. Suntem atât de familiarizați cu chestiile astea încât... Dar în America, în peste 100 de locuri au fost greve majore. Cum spuneam, la nivel mondial, în peste 150 de state, copii și tineri au început să spună: suntem aici ca să luptăm pentru viitorul nostru. Cel mai mare protest climatic din istorie, dar cel mai mare protest al tinerilor. În decembrie 2018, Greta Thunberg a fost declarată cea mai influentă adolescentă a anului și este nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Chiar înainte să apună soarele, citeam în presă că nu doar că este o activistă așa la nivel de Suedia, e deja o figură foarte populară, poartă discuții foarte aprinse cu Roger Federer, cu unul dintre cei mai mari tenismeni ai lumii, pentru că banca pe care el o promovează, Swiss Bank, și mă rog, îi face publicitate, este una dintre cele mai puternice bănci implicate în tot ce înseamnă fabrici și care contribuie la încălzirea asta globală. Da? Greta Thunberg e un fenomen deja. Și veți vedea că imediat am să vă vorbesc despre ceva ce se leagă de schimbările astea climatice. Australia. M-a sunat cineva mai zilele trecute, de fapt nu m-a sunat, mi-a trimis mesaj că să ne rugăm pentru Australia. Zic, Doamne, ce s-o mai întâmplă și acolo? Că dacă nu stai tot timpul cu televizorul aprins și asta, nici nu știi ce se întâmplă. Știți cum arată toată catastrofa asta din Australia în cifre? A debutat în noiembrie 2019, au debutat incendiile astea. 130 de incendii majore active, dintre care 50 scăpate de sub control. Flăcările au pârjorit 10,3 milioane de hectare de vegetație, aici intrând și păduri și, da, aproape 103.000 kilometri pătrați, cam cât este Coreea de Sud. 27 de persoane au decedat, 2.000 de locuințe mistuite și 240.000 de oameni evacuați. Peste 1 miliard de viețuitoare decedate. Cauze. Spun specialiștii că au fost arestate peste 200 de persoane, dintre care foarte mulți copii, care mai intenționat sau mai puțin intenționat au contribuit la postarea sau aprinderea unor astfel de focuri, ce la un moment dat au scăpat de sub control. Efectul climatic s-a văzut și aici. De ce? Pentru că în zona respectivă n-a mai plouat de 3 ani. De 3 ani.
Și schimb un pic, merg un pic și în domeniul religios. Cine nu-l cunoaște pe Papa Francisc? Este actualul papă, al 266-lea papă, e un suveran pontif ce a apărut pe scena publică după ce papa anterior s-a retras, Benedict al XVI-lea. Este iezuit și este prima persoană sud-americană, de origine sud-americană, care ocupă scaunul pontifical. Acum, dumneavoastră aveți mai mulți ani în spate decât am eu, urmăriți poate mișcările astea religioase sau politico-religioase de mai mult timp. Știți ce am simțit? Că parcă niciun papă până acum n-a împins lucrurile într-o direcție concretă, așa cum o cunoaștem noi, direcția asta de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și vreau să vă aduc în atenție câteva aspecte. 2015 se adresează Senatul Congresului American într-o manieră. Mai mulți papi au vizitat America, dar nu a fost singurul, deci nu asta e inedit. Dar niciun papă nu s-a adresat Congresului American așa cum o face un președinte în exercițiu, vorbind despre situația Statelor Unite la un anumit moment. 2017, întâlnire cu Patriarhul Kiril al Moscovei. A fost prima întâlnire după anul 1054, dintre cele două biserici, de răsărit și de apus. 1054, Marea Schismă. Da? Anul 2017, de asemenea, a participat la festivitatea ecumenică organizată de Uniunea Mondială Luterană în Suedia, la Lund, și este considerat a fi un pas foarte important către mediul ăsta protestant. Deci a participat la Lund pentru că atunci s-au sărbătorit 500 de ani de la Reformă. Da, a fost invitat și a participat. Februarie 2019, întâlnirele cu marele imam Al-Hazar al Abu Dhabi, în Arabia Saudită. Dincolo de mediul ăsta foarte protocolar, întâlnire cu un imam, de asemenea s-a întâlnit și cu regele Arabiei Saudite, s-a întâlnit de asemenea în afara orașelor și cu creștini, bineînțeles nu sunt creștinii din țara respectivă, probabil muncitori, și se spune că au semnat un document prin care au consemnat solidaritatea acestor două forțe religioase vis-a-vis de tot ce se întâmplă în lume la momentul acesta, din punct de vedere politic, religios. 14 mai 2020. Nu sunt genul alarmist. Doar că data asta, 14 mai 2020, este o dată la care actualul papă, actualul suveran pontif, îi cheamă pe lideri din orice domeniu de activitate la Roma pentru un pact global educativ. Imediat o să mă explic. Cheamă lider religios, lider din economie, din educație, din sport, din mediul de afaceri, cu scopul de a reeduca tinerii lumii, cu scopul de a schimba sistemul de gândire al noii generații, să construiască o alianță între locuitorii pământului și casa noastră comună, lumea asta. Pentru copiii satului, numește lumea sat. Pentru mediu, astfel că educația poată să aducă pace, dreptate și deschidere între toate popoarele familiei umane, precum și dialog între religii. Lumea fiind interconectată, astăzi trebuie să găsim o modalitate de a gestiona economia, spune el printre altele. Și mai fac un pas. America. Știți că recent Statele Unite ale Americii, reprezentată de președintele Donald Trump, au asasinat pe generalul iranian Qasem Soleimani, mâna dreaptă a liderului suprem iranian, și nu este un asasinat presupus, este un asasinat asumat cu dronă, adică tot ce vedeam noi în filme, vedem la știri acum, da?
Asasinatul nu s-a produs în Iran, s-a produs în Irak, în apropiere de aeroportul din Bagdad. Cum vă spuneam, ucidere cu ajutorul unei drone. Ei bine, reacția Iranului o puteți vedea și dumneavoastră la televizor, în presă, deja bombardamente în Irak, bazele americane. Sunt de asemenea, s-a întâlnit Consiliul Suprem și au discutat 13 posibile moduri prin care să riposteze împotriva Americii și Orientul Mijlociu este din nou în aer. Cel mai slab scenariu, spuneau iranienii, ar putea fi un coșmar istoric pentru toți americanii. Și întrebarea mea este asta. Ce urmează? Ce urmează? Și să știți că n-am făcut decât să deschid așa un pic internetul la câteva evenimente, flash-uri, da, din ultimii 2, poate 3 ani. Mesajul biblic pe care vreau să vi-l aduc în atenție se găsește în Apocalipsa capitolul 1. Pentru că, vis-a-vis de tot ce se întâmplă, nu m-am referit la România, că și la noi le avem pe ale noastre, da? Dar aruncând o privire asupra la tot ce se întâmplă în lume la momentul acesta, m-am uitat să văd ce mi-ar putea spune Dumnezeu mie acum la început de an 2020, creștinului care vrea să fie într-o relație personală cu El. Și vreau să vă citesc din primul capitol, pagina 1205, Apocalipsa capitolul 1, începând cu 9, versetul în continuare. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el mi-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme. Eu sunt cel de întâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile locuinței, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și cele care au să vină după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Vă puteți imagina un pic scena asta? E o zi de sabat. Nu știu cum putea un om privat de libertate, un creștin privat de libertate pe o insulă să serbeze sabatul. Cert este că acolo pe Patmos Ioan aude ceva și se întoarce să vadă acel glas, să vadă cine vorbește. Și știți ce vede? Vede 7 sfeșnice. Cum vă imaginați sfeșnicele astea? Știți că este un simbol deja cu 7 brațe, caracteristic poporului evreu, da, era acel sfeșnic de la templu, de la sanctuar, dar nu e doar unul, sunt 7. Și trebuie să știm că cifra 7 în simbol în Apocalips este un număr al
și al totalității, al plinătății, da? Ce mai vede? Vede 7 sfeșnice și ce mai vede? Haideți că am citit. Nu vede îngeri. 7 ce? 7 stele. Bun, unde erau stelele? A cui? În mijlocul celor 7 sfeșnice, îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Zice că era cineva care semăna ca un fiu al omului. Cine este fiul ăsta al omului? Cine este mielul? Cine este împăratul reprezentat? E Domnul nostru Iisus Hristos. Și zice că vede încă 7 stele. Și unde erau stelele? Erau în mâna lui dreaptă. Și vă puteți imagina acum așa niște surse de lumină, chiar dacă nu ne putem imagina sfeșnicele astea, și pe Domnul umblând printre ele și purtând în mână stelele astea. Ioan primește o viziune despre ziua Domnului, despre acea zi a judecății finale, despre parusia, într-o zi de sabat, într-o zi a Domnului. Ce mesaj frumos pentru sabat! Să înceapă sabatul cu un mesaj pe care vreau să vi-l aduc acum în atenție. Ce frumos să începi cu un astfel de mesaj anul 2020, un an poate plin de tensiuni cum n-am văzut poate niciodată. Cheia pasajului, ca să putem înțelege despre ce e vorba acolo, e dată de 3 versete. 1. Este versetul 13. În mijlocul celor 7 sfeșnice era cineva ca un fiu al omului. Versetul 16. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Și versetul 20. Care-i taina, care-i misterul, care-i explicația, dacă vreți, acestor stele și a acestor sfeșnice? Și spune așa, cele 7 stele sunt ce? Sau conducători. Angelos nu înseamnă neapărat înger. Poate fi un mesager, poate fi un conducător, poate fi un lider. Da? Unul la mână. Și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Mesajul cu care aș vrea să vin înaintea dumneavoastră, înaintea noastră la început de an 2020, pe fondul mult mai multor lucruri rele și nu neadevărate, rele și adevărate, este acesta. Conducătorii, liderii, mesagerii lui Dumnezeu, din toate timpurile au fost, sunt și până când harul se va închide, până când Hristos își va stringe poporul, sunt în mâna Lui. Am stat și m-am gândit la aspectul ăsta cât de puternic, cât de întărit ar fi trebuit să se simtă Ioan atunci pe insula Patmos, cât de întărit ar trebui să mă simt eu astăzi. Sunt un lider al bisericii. Cât de întărit ar trebui poate să te simți tu, oricare ai fi din sala asta. Pentru că într-o formă sau alta suntem un lider de opinie, un formator de opinie. Poate sunt un prezbiter în comunitatea aceasta, poate sunt un instructor la adulți, la copii. Aș vrea să nu uităm la început de an 2020 că noi suntem în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu oamenilor săi întotdeauna le-a oferit ocrotire, le-a oferit o viziune, le-a oferit o strategie în vremuri profetice, astfel încât să știe ce să vorbească, când să vorbească, cum să se comporte. Și spunea chiar ucenicilor săi, nu vă îngrijorați! De ce? Veți fi duși în stânga și în dreapta, în săl de judecată, dar nu vă îngrijorați! Ce veți spune? Cum vă veți comporta? De ce? Vă va fi dat chiar în ceasul acela. Nu vă temeți. Suntem la început de an 2020. N-avem a ne teme de nimic altceva decât să nu uităm, spune ele noi la un moment dat, că noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Și mă gândeam în contextul acesta cu câtă atenție și cu câtă precauție ar trebui
să ne referim în vremuri de felul ăsta la conducătorii lui Dumnezeu. De ce nu pastori, prezbiteri, poate fi instructorul meu de la școala de sabat? Mare atenție când ne adresăm liderilor lui Dumnezeu. Dar să știți că mai este și o altă fațetă a acestei monede, că conducătorii, mesagerii lui Dumnezeu sunt în mâna Domnului Iisus Hristos. El trebuie să știți că în mâna Lui îi ține și pe liderii lumii. Noi avem impresia că noi suntem acolo cocoloșiți, ocrotiți, dar nu. Scriptura spune într-o altă carte profetică, Daniel, capitolul 2, versetul 21, că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările. Și știți cum continuă acest verset? El răstoarnă și pune pe cine? Pe împărați, pe conducători, pe lideri. Și știți ce îmi place să cred? La început de an 2020, când pare că totul merge spre ruină sigură, și așa va merge, îmi place să cred că nimic nu-i scapă Domnului. Indiferent că se numește lider politic al lumii astăzi Donald Trump sau Papa Francisc sau nu știu ce mare lider de la Teheran, indiferent cum s-ar numi liderii ăștia politici, ei sunt acolo în mâna lui Dumnezeu și nu vor face niciodată nimic mai mult decât le permite El. Dumnezeu e la cârma istoriei, oameni buni. Și în virtutea acestui fapt, chiar dacă se vor precipita în anul acesta lucruri cum poate nu s-au precipitat niciodată, dacă istoria pare că o va lua la vale într-un ritm de neimaginat, să nu uităm că istoria este mâna lui Dumnezeu. Și o a doua idee pe care aș vrea să o punctez și cu care să mergem acasă. Dacă Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos printre sfeșnice, și sfeșnicele alea reprezintă biserica, aș vrea să nu uităm că dacă conducătorii sunt în mâna lui Dumnezeu și trebuie să am grijă cum privesc conducătorii bisericii, conducătorii lumii, aș vrea să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este încă în mijlocul bisericii sale. Iar dacă vreodată a venit cineva să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie anatema, oameni buni. Iisus Hristos este încă în mijlocul bisericii sale. Imaginea asta mie mi se pare fantastică. E de o forță de neimaginat. De ce? Pentru că dincolo de faptul că istoria se precipită și că se vor întâmpla lucruri dramatice, mesajul pe care vrea să-l transmită într-o zi de sabat, poate la început de an, Dumnezeu, este că El nu-și lasă copiii să treacă singuri prin lucruri dramatice. Niciodată nu i-a lăsat. Și cu atât mai mult este profeția către vremea sfârșitului. Spune vis-a-vis de poporul lui Dumnezeu, Levitic, capitolul 26, versetul 12, voi umbla în mijlocul vostru. Și când s-a înălțat la cer, știți ce făgăduință extraordinară a lăsat Domnul Iisus Hristos ucenicilor? Se ridica. Și ei au început să stea, să se uite la cer până când, știți, li s-au contractat mușchii ăștia de la gât. A spus așa, toată puterea mi-a fost dată. Duceți-vă, voi faceți-vă treaba, pentru că eu, nu, a zis cu altă ocazie că mă voi întoarce. Știți ce le-a spus atunci? Eu voi fi cu voi. Până când? Până la sfârșit. Și cred că nu este imagine mai frumoasă, nu e mesaj mai frumos la început de an, când poate inima ne tremură, când poate ne gândim, ne facem scenarii. Nu e mesaj mai frumos pentru Biserica lui Dumnezeu decât că Iisus Hristos este în mijlocul ei și va fi cu noi. De asemenea, cred că în contextul acesta, al vremurilor pe care le trăim, ar trebui, frații mei, să ne uităm mai mult la Domnul, care e în mijlocul nostru, decât la ce e peste gardă.
Spune cineva la un moment dat că ar trebui să citim Biblia în felul ăsta, cu Biblia în mâna dreaptă și cu ziarul în mâna stângă. De ce? Dar trebuie să fim ancorați în istorie, nu putem să stăm așa plutiști pe nicăieri. Dar tare mi-e teamă că în ultima perioadă am devenit mai concentrați pe lucruri istorice, pe ce fac alții, decât pe ce face Mântuitorul nostru pentru poporul său, pentru noi. Și m-aș bucura dacă la început de an ne-am luat angajamentul ăsta să fim mai mult cu ochii pe Domnul anul ăsta. Anul 2020 în Biserica Adventistă din România este anul Bibliei. Câți dintre dumneavoastră v-ați luat angajament anul ăsta să citiți Biblia? Mulțumesc! Câți dintre cei care ați ridicat mâna credeți că o veți și citi? Mulțumesc! Mulțumesc! Vă povesteam eu într-o altă ocazie că aveam un pensionar în biserica unde am crescut, o citea de câte 4-5 ori. Mi-era și rușine să-l mai întreb de câte ori a citit în anul ăla Biblia. Trăia din asta, frații mei! Nu spun că trebuie să stăm cu burta pe carte, știți cum spunem noi românii, să ne culcăm pe ea. Nu, asta e ideea. Dar dincolo de programul Papei, dincolo de Greta Thunberg, dincolo de ce se va întâmpla între America și Iran, în Orientul apropiat, și câte și mai câte lucruri despre care e bine să știm, să nu fim habarniști. Cred că ar trebui ca anul ăsta să fim cu ochii pe Domnul. E Mântuitorul nostru care abia așteaptă să ni se descopere. Cred că ar trebui să-L căutăm mai mult, să ne implicăm mai mult în misiune, să-L întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Așa l-a întrebat Pavel, Saul din Tars, pe Domnul acolo în țărâna Damascului. De cât i-a spus că eu sunt Iisus pe care îl prigoneștea, o luat și ce vrei să fac? Când îl vezi pe Domnul, nu poți să întrebi altceva. Și când vom fi cu ochii pe Domnul, să știți că atunci când vom cădea chiar morți, că zice că atunci când l-a văzut și și-a dat seama că e Fiul omului, e Mântuitorul Universului, a căzut ca mort. Și știți ce a făcut Domnul cu Ioan? Ce s-a dus lângă el, l-a apucat și l-a ridicat și știți ce i-a zis? Nu te teme! Asta se va întâmpla în anul 2020 dacă noi vom fi mai mult cu ochii pe Domnul. El va fi acolo să ne ridice și să ne spună, nu te teme, nu te teme. Și o a doua fațetă a acestei imagini, că Iisus Hristos este în mijlocul poporului sau în mijlocul bisericii sale, este asta. Aș vrea să nu uităm că Domnul este și în mijlocul altora, frații mei. Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că biserica Domnului e și în altă parte, nu despre asta vorbesc. Pe 25 decembrie am fost într-o biserică creștină după Evanghelie, 2019, o lună, nici o lună. Copiii noștri de la grădiniță, care sunt de o altă religie față de noi, au avut serbare pentru nașterea Domnului. Și noi atât de mult am vrea să vină alții la noi la biserică, dar nu prea reușim să stabilim puncte de legătură. Și nevastă mi-a zis, mergem și noi acolo să vedem fetele noastre, cum spun poezie. Și am mers la biserica creștină după Evanghelie, în satul unde o avem noi pe sora Vișan. La Micești. O biserică de țară, mare, mare. Și știți ce am văzut acolo? Și vă spun asta că am rămas impresionat. Așa, acolo. Am văzut frații mei, am văzut copii, am văzut tineri, am văzut familiști tineri. Am văzut adulți și bătrâni veniți cu o seriozitate de neimaginat la închinare. Și stăteau frumos și cântau frumos și se rugau pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Și știți ce cred
De ce am afirmat că Domnul este și în mijlocul lor? Pentru că lucrează prin Duhul Sfânt ca într-o zi când va ști El și când le va spune ieșiți, ieșiți și atașați-vă poporului meu, oameni ca ei. Am văzut curăție morală. Am văzut glasuri înălțate pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Și m-am bucurat. M-am bucurat pentru ei. M-am bucurat pentru ei. Și cred că Domnul este acolo ca să producă o schimbare. Și atunci când va spune ieșiți, să fie oameni care să iasă. Închei. Pentru că deja timpul meu e trecut de mult. Și vreau să vă spun așa, să nu cumva în anul 2020 să coborâți din mâna Domnului. Promisiunea este că El ne ține în mâna Sa. Dacă mi-a așezat pe umeri o slujbă, dacă mi-a încredințat ceva pentru cauza și onoarea numelui Său, sunt în mâna Lui și îmi va da viziune, îmi va da putere, îmi va da ocrotire și doar eu pot coborâ de acolo. Pentru anul 2020, că ești lider de orice natură ai fi, aici în biserică sau un lider de opinie în societate, nu coborâ din mâna Domnului. Istoria va arăta altfel dacă ești acolo. Și un al doilea lucru cu care vreau să mergem acasă, să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este mijlocul bisericii Sale, mijlocul poporului Său. Și nu ne va da nimeni afară de la sânul Său decât noi. Vă doresc un an 2020 cu provocări fantastice, cu binecuvântări, cu putere de la Domnul, cu ocrotire cerească și vreau ca Harul Său, indiferent de evenimentele care se vor petrece, să fie alături de fiecare dintre noi și în dragostea Sa să fim uniți cu toții, să-L așteptăm, nu căutând munți și stânci care să ne acopere, ci întotdeauna să avem privirile îndreptate spre cer, de unde să așteptăm izbăvirea și mântuirea noastră. Un an 2020 binecuvântat. Amin.